Azi mergeau voios, că aveau inima miloasă, că erau doi credincioși. N-aveau aur în rucsane, sau argint în buzunar, dar aveau în inim pace și al Duhului Sfânt dar. N-avea haină preoțească sau vreo jertfă de adus, dar ce aveau să-i însoțească era numele Iisus. Aleluia. Că numele cel mare al acelui înviat, acel o loc sări în picioare și-o fost pe loc vindecat. Trăiască Domnul! În zadar aștepți arginții sau vreun galben aurit, că n-avem, îi zise sfinții, cerșetorului smerit. Dar avem o bogăție și un aur sfânt de sus. Ce avem, îl dăm și ție. Deci ridică-te și umblă în numele lui Iisus. Aleluia, slăvă. Și făcând un salt deodată mai presus de rațiune, Dumnezeu la tăți le arată prin credință o minune. Amin. Teologul în pridvoare și-a lăsat pe vatră somnul și acum strigă cu voce tare, binecuvântând pe Domnul. Amin. El le-a spus la fiecare, cum apostolii au spus, căci această vindecare e în numele Iisus. Fariseii cu zelogul și mulțimea curioasă întrebară, nu-i ologul de la poarta cea frumoasă? Este el, dar vindecarea, să știți, ei o acordară. Ei făcură tulburarea, să știți, ei în vindecare. Ei sunt vinovați de faptul că ologul cerșetor o încheia cu Domnul actul ca să-i fie slujitor. Trăiască Domnul! Petru lămuri problema cu privire la pământ, dovedindu-le prin schema vechiului așezământ că Iisus este Hristosul și că El tămăduiește. Aleluia. Dacă omul păcătosul se predă, se pocăiește. Despre El e scris în carte, dar preoții l-au trădat și l-au condamnat la moarte, însă Tatăl l-a înviat. Trăiască Domnul! Dumnezeu ne poruncește să vestim tot ce am văzut. Iar soborul ne oprește. Spuneți voi ce-i de făcut? Să ascultăm mai mult de omul care e păcătos și rău? Sau să ascultăm de Domnul care este Dumnezeu? Că pe scarul de altă dată a primit un mare dar să ridice de pe vatră pe bolnav prin Sfântul Har, prin atingerea de mână, sau când umbra lor trecea pe bolnavi din țărână, Dumnezeu îi vindeca. Aleluia! Asta e Evanghelia cea pură. Nu doar teorii, păreri. Cine crede în Scriptură, crede și în vindecări. Trăiască Domnul! Doamne, fă să se ridice iarăși ucenicii tăi. Dă-le tu a tale bice să-i alunge pe cei răi. Curățește-ți tu grândina de mândrie, de păcat, când holda ta, regina, tare mult s-a înălțat. Fă să fie în adunare Duhul Sfânt călăuzitorul, să sfințească pe mic și pe mare, că tu cercetezi poporul. Întărește-ți mărturia, iar cu semne și minuni, înverzește tu pustia peste tot cu oameni buni, ca să spunem fără frică despre Noul Testament, că Iisus și azi ridică, ca și El și în prezent trăiască Domnul. Amin. Tu bolnav, ca aștepți alinul sufletului păcător, vino la Hristos Divinul că te face sănător. Amin. Și ai să poți să mergi de aici acasă,
de la rugăciune din sârb, plin de har și bucurie, că în seara asta și noi aici cu Iisus ne-am întâlnit. Amin. 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 Amin.